Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Vâlcea, pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafață persoanele fizice și juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, administratori în cadrul asociațiilor în participațiune. Pentru depunerea cererilor pentru anul 2014, ca și condiții de acordare a plăților în cadrul plății pe suprafață, sunt prevăzute anumite condiții și anume să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin un hectar, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 hectare, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierilor pomicole, pepinierilor viticole, parcela trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare. De asemenea, să declare toate parcelele agricole, să înscrie sub sancțiunea legii penale date reale, complete și perfect valabile, să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată pe suprafață să fie introduse în baza de date IACS, procesate și verificate, să respecte normele de ecocondiționalitate, să prezintă documentele necesare care dovedesc dreptul de folosință și să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea, să furnizeze toate informațiile solicitate de către APIA în termenele stabilite, să permită efectuarea controalelor, să marcheze limitele parcelei utilizate și să comunice în termen de 10 zile înscris la APIA orice modificare a datelor. Atât prin noua politică agricolă comună, cât și prin măsurile adoptate la nivel național, tinerii fermieri vor fi cei mai răsfățați în 2014. Aceștia vor beneficia de prime de instalare de până la 70.000 de euro și terenuri gratuite pentru a-și construi case. În plus, ei vor primi subvenții pe suprafață mai mari cu 25% față de ceilalți fermieri.